Florin Câțu a trimis corpul de control al premierului la Institutul de Sănătate Publică. Verificările vin după ce în weekend au avut loc mai multe atacuri informatice la platforma de programare la vaccinare. Cu detalii vine Andreea Neacșu. Andreea, bună seara, ce informații ai? Bună seara, Andreea. Corpul de control al premierului a făcut verificări la Institutul Național de Sănătate Publică, însă instituția a transmis că nu este cea care se ocupă de rezolvarea problemelor care apar la platforma de vaccinare, ci Serviciul de Telecomunicații Speciale este cel care ar trebui să aibă în subordine acest lucru. Așadar, în acest comunicat se regăsește faptul că centrele de vaccinare sunt organizate de către direcțiile de sănătate publice județene, iar orice blocaj care intervine la nivelul programărilor este transmisă către Serviciul de Telecomunicații Publice. Este a doua problemă care apare în ultimele zile după ce Ministerul Sănătății a făcut publice date din campania de vaccinare care ar releva faptul că în România există o campanie paralelă de vaccinare în care mai multe persoane din etapa a treia s-ar fi vaccinat chiar înaintea medicilor, iar imediat după ce au apărut aceste informații, Ministerul Sănătății nu a mai avut acces la aceeași platformă de vaccinare care se regăsește tot pe gov.ro.